Nervii s-au stânjenit pe un drum din județul Prahova. Un preot s-a urcat băut la volan și a rănit doi oameni. Când au ajuns polițiștii acolo, au constatat uimiți că părintele era mai mult dezbrăcat decât îmbrăcat. Surprins doar în lenjerie intimă, omul domnului a susținut că i s-au rupt pantalonii și a abandonat în mașină. Nici o vorbă însă despre faptul că era și la bustul gol. Accidentul este al doilea din ultimele zile în care este implicat un preot. Săptămâna trecută, un paroh din Argeș a lovit intenționat pe o trecere un pieton și a fost arestat pentru tentativă de omor. Ambii au fost pedepsiți de superiori. Stop! 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 Secvențele cu preotul îmbrăcat doar în lenjerie intimă au fost filmate la ieșirea din Valea Călugărească pe un drum județean. În scurt timp, dispozitivul de testare a alcoolemiei folosit de polițiști a indicat că părintele era băut. Agenții de la rutieră fuseseră chemați pentru că respectivul provocase un accident grav. Preotul a intrat cu autoturismul pe contrasens și s-a înfipt într-o mașină în care se aflau șoferul și o pasageră. Amândoi au fost răniți. Astăzi a încercat să găsească o explicație pentru comportamentul lui. Nu a dorit însă să fie filmat. Am venit din Israel ieri noapte și la masă am servit un par înainte de masă și unul după masă. Când am ieșit de mașină s-au rupt pantalonii scurți. I-am lăsat în mașină, ți-a arătat papierul. Și cămașa? Cămașa n-am avut. N-ați avut-o. Duzați că trec pe lângă poliție și la voi. A fost deschis un dosar penal. Totodată, conducătorului auto i-a fost reținut permisul de conducere, fără drept de circulație. Și biserica a început o anchetă. Până la finalizarea ei, parohul a fost oprit de la slujire. Între timp, enoriașii îi condamnă comportamentul. A făcut în primul rând biserica și comuna de râs. N-a făcut nimic pentru biserică. Nici capelă, nici... Și preotul până la urmă e tot om. Ca restul oamenilor care le place băutura, le place neva. Săptămâna trecută, un paroh din Argeș a fost filmat de o cameră de supraveghere în timp ce a lovit intenționat pe zebră un pieton. Preotul a fost arestat preventiv pentru tentativă de omor. A contestat însă decizia, iar astăzi magistrații au fost de acord să îl plaseze în arest la domiciliu. Urmărește cele mai tari show-uri integral pe ProTV+.